Ia, joacă-te un pic aici încet cu ea, stânga dreapta, să vezi un pic. Dă-i cu a doua. Să vezi aderența. Oi, 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 alunecă tare, da. Hai să dăm drumul și la LS. Tu știi, gata, ok? Gata, gata, da. Oh, mamă. Vărul de pantă, stânga 3-2. Închidem 2 aici. Dreapta 3 lung. Atenție la interiorul bolovan. Stânga 3. Dreapta 3-2. Dreapta 4-5. 50 dreapta 3 scurt. Stânga 5 scurt, om, om, ușor. Dreapta 4 scurt. Stânga 5 lung, închidem 2. Vezi, încearcă să stai pe șneaur, că pe afară, afară din linie foarte nașpa, pleacă rău de tot. Și vezi cu cozile de pește, că dacă îți pleacă într-o parte și altă invers, după aia e nașpa. Dreapta 3-2. Ușor pe aici cu bolțile astea, că fug în așpa. Dreapta 4 scurt cu atenție. Și stânga 4-3 stare. Stânga 4 lung cu noroi alunecă. Închide 2-3 aici, 3. În bolovanul la nașpa la interior. De a 3. Trei dreapta, 3-4 lung. Lung, lung. A, nu este, l-am confundat. Stânga 3-4. Acum urmează 3-4 lung, lung, lung. Și stânga 4 după stâlp. 4-3. E bine, e bine, e bine. Stânga 3-2 lung, lung. Și dreapta 3-2, atenție, vezi că e nașpa aici. Dă-i cu a doua. Șleau, stai pe șleau. Stânga 2-3 lung. Închide un pic. 4 lung, lung, lung. Și dreapta 1. Vezi cu șleaurile, stai pe șleauri. Te fură rău, ți-am zis. Trebuie să stai pe ele cât mai mult. Dă-i cu a doua. Trage frâna un pic și dă-i gaz. Stânga 2 și întoarcem unde poți. Ușor cu accelerația, mai puțin, mai puțin. E ambreiajul foarte firav. Gata, hai. Ai, 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 ce nebunie. Merge. Fă-le cu o doua. Nu, ușor cu ambreiajul, nu, 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 mai acceda. Vezi că-l prăjești. Asta se prăjește imediat, e foarte sensibil. Scuze-mă. Dă-i, 3. Dreapta 3 lung lung, atenție la interior, niște bolovan urât, iau-te aici. Stânga 3-4 lung. A, nu e scurt ăsta, lung e după aia, băga mea și piciorul. Op, op, stai pe șleauri, stai pe șleauri. Caută să stai cât mai mult pe șleauri. Dă-i cu a 4 aici că merge ăsta. Șleaurile, stai pe șleauri. Merge, 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 dai. Stânga 4-5 merge.
Închide un pic aici de cu a treia. Dreapta 4-3. Dreapta 3. De cu a treia. N-aș pa-n roaile astea. Dintr-o dată, op. Dreapta 3 aici. Ușor. Am ce n-aș pa-i cu soarele astea. Am vizieră. Dar lasă pe aici mai ușor, că e bucata asta n-aș pa. E scary rău pe aici. Și stânga 3-2 în capăt. 3-2. Auzi, dar tu stai cu stânga la frână mereu? Da. Că cred că miroase de la frână, rău de tot. S-ar fi încins prea tare? Dar nu... Ce? Nu stai mereu. Și doar aici. Op. Stânga 3 scurt. Atenție, ușor, ușor, ușor. De cu a treia. Mamă, dar urât pute, de la frână cred că pute. Cred că da. Ia, mai lasă un pic să răcească. Mergi mai... Uite ce fum e. Mergi mai constant, fără frână. Lasă fără frână, ușor. Pua, ce pute. Iar e problemă, nașpa, cu frânele astea, că nefiind foarte mari. Deja la sosiri de probe și astea, când ai coborâri tari, ai pus-o. La N5. Da, da, da. Mai ales, eu sunt și eu obișnuit să dau da, mașina eu care se oprește. După aia e la vale, la dreapta, da? Da, da. O, da, și așa se curgă. Să-mi bag pula.
ceva. Din partea stângă, ce înseamnă macadam. Acum zi tu. Bună ziua, domnul Beu, felicitări pentru cursa din Ungaria, dar ce se întâmplă cu această mașină? De ce este așa murdară? Am mers pe foarte mult macadam, prin foarte multe noroaie. Păi cu ce ocazie? Păi cu ocazia care tu m-ai lăsat să-ți conduc mașina. Da, are dreptate. Suntem la o sesiune de teste și a mers și el în partea stângă, la volan. Sincer, mi-a fost foarte frică. Eu oricum în dreapta sunt extrem de timorat. El a simțit și de la volan ce înseamnă să mergi cu o mașină pe macadam și cred că mai bine las pe el să povestească ce înseamnă să mergi pe o aderență extrem de scăzută cu o mașină care nu frânează la fel de mult cum este obișnuit el cu mașina de circuit și cred că trebuie să ne povestești multe. A fost o experiență unică, în special, da. Primul șoc, frânele, nu au ținut, nu eram obișnuit cu o eficiență descăzută a frânelor, dar Vali mi-a explicat în timpul mersului că au frâne speciale pentru macadam. Plus că la un moment dat m-am speriat, era foarte mult fum în mașină și nu știam de la ce, mi-am dat seama că e de la frână, pentru că el stătea extrem de mult cu piciorul pe frână și s-au supraîncălzit, după care am zis să mai reducă puțin frână. Am vrut să compenseze lipsa de frână cu folosirea ei în mai mult timp. Mai mult timp, corect. Dar a fost extraordinar, mi-a plăcut foarte mult. Mai ales la un moment dat prin niște noroi a început spatele să danseze foarte frumos și Vali s-a speriat destul de mult. Eu țipam foarte mult, stai pe șleauri, stai pe șleauri, stai pe șleauri, pentru că mașina ieșea foarte mult de pe șleauri și... și mi-a fost un pic teamă, sincer. Dar e controlabilă. E foarte ușor controlabilă mașina. Când pleca în acele derapaje, mi-a fost destul de simplu să o corectez, să o prind. Este, am mers un pic pe asfalt înainte și a zis că e destul de închigată, mașina e legată, răspunde foarte bine la orice comandă. Da, într-adevăr, pe asfalt am fost mai în apele mele decât pe aderența redusă de pietriș și mi-a plăcut mai mult. Oricum trebuie să mulțumim lui Colina că a făcut acest test posibil. Dodo Pițigoi este în spatele camerei, nu se vede, el ne-a ajutat să fim prezenți aici. El i-a pus la dispoziție mașina și lui să vadă ce înseamnă a merge pe macadam. Chiar dacă viteza nu a fost extrem de mare, a înțeles ce înseamnă, a văzut că aderența este extrem de scăzută și acum urmează episodul 2 când eu mă voi urca cu el într-un monopost să vedem unde. Dar de-abia aștept să mergem cu viteză mare pe circuit. Cred că trebuie să inventăm un ataș special, să stau și eu acolo lângă, pentru că sunt tare curios ce senzații sunt. Cu parapanta nu. Te trag cu parapanta. Cam astea fiind spus, să vă mulțumim tuturor pentru prezență și ne vedem cu proxima ocazie. Mulțumesc. A fost fabulos, ca să spunem, prietenul nostru Eddie Kerati. Mulțumesc foarte mult. Și eu îți mulțumesc pentru prezență. M-ați lăsat și mi-ați dat ocazia să merg cu o mașină de radio. Baftă mare în continuare. Să fie. Ciao.